Binecuvântat să fie Domnul care ne iubește. Așa am cântat, așa este scris și acesta este adevărul. Haideți să ne cercetăm și noi prin tot ceea ce facem și să dovedim iubire la rândul nostru față de Domnul. Astăzi, prin scripturi, analizându-ne, să ne cercetăm dacă știm când să tăcem și când să vorbim. A tăcea sau a vorbi? Ce-i mai ușor? Ce-i mai de dorit? Dar ce-i mai bine? În cartea Iov, capitolul 16, versetul 6, spunea acest om ajuns în durere, dacă vorbesc, durerea nu mi se alină. Iar dacă tac, cu ce se micșorează? Deci, s-a frământat în situația dată ce ar trebui să vorbesc sau să tac. Și-a dat drumul și-a vorbit. Înțeleptul spunea, citim Eclesiastul capitolul 3, și asta vrem să cercetăm în această seară, 3 cu 7, tăcerea așa are vremea ei. Și vorbirea și are vremea ei. Dar o putem însemna dinainte în calendar? Câte vreme suntem în viață, pentru că după ce murim, avem de a face cu alt fel de tăcere. Tăcerea morții. Morții nici nu laudă pe Domnul, spune Scriptura, nici păcate nu fac. Noi, în schimb, putem, prin vorbirea sau tăcerea noastră, să facem bine sau rău. Mai este și situația unor duhuri opresive care induc o stare de muțenie. Știți că Domnul a vindecat astfel de muți, care de îndată ce au fost eliberați, au putut să vorbească. A tăcea sau a vorbi are de a face cu relațiile interumane, de regulă, sau așa e normal, cineva vorbește și ceilalți ascultă. Așa este frumos, nu? Deși nu întotdeauna se poate respecta aceasta, pentru că sunt oameni care nu mai termină. Dar așa ar fi civilizat și plăcut. Să luăm un exemplu, cartea 1 Samuel, capitolul 25. Aici apară trimișii lui David, niște tineri se duc la Nabal, de la care dorea o donație materială, cred. David îi instruiește și scrie de la versetul 6 și să-i vorbiți așa, și i-a învățat cum să vorbească frumos, să-l salute, să scoată în evidență bunele relații care s-au format între ei. Și scrie în finalul versetului 9, după ce au spus cuvintele transmise de David, apoi au tăcut. Acum așteptau să vorbească Nabal. Nu citesc mai departe ce a vorbit, că n-a vorbit frumos. Dar așa ar fi normal. Cineva să vorbească, apoi să tacă și urmă ceilalți la rândul lor să răspundă. Luăm un alt exemplu pozitiv, cartea Iov, capitolul 33. Aici avem o atmosferă plăcută. Ceva de genul acesta ar trebui să fie în adunare, în familii, să nu ne contrazicem, să vorbim la rând. Iov 33, de la vers 31, ia aminte Iov și ascultă-mă, taci și voi vorbi. Dacă ai ceva de spus, răspundem. Vorbește, căci aș vrea să-ți dau dreptate, dacă n-ai nimic de zis, ascultă-mă, taci și te voi învăța înțelepciunea. Un dialog frumos. Luând în calcul tăcerea și vorbirea, să ne gândim și la Dumnezeu, care are și El vremuri în care vorbește și are situații în care tace. Cum e de dorit? Depinde. Când suntem în necaz, spunea David în Psalmul 39, versetul 12, Dumnezeule, nu tăcea. Adică, Doamne, răspundem, spunem ceva, sunt încurcat,
Saul a ajuns în cea mai critică situație când Dumnezeu n-a mai vrut să-i vorbească. Sunt alte situații în care Dumnezeu tace. Citim despre aceasta în Psalmul 50. Și iar nu-i de dorit. Versetul 21. Versetele anterioare prezintă un om care vorbea și pe unul și pe altul de rău. Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Ți-ai închipuit că eu sunt ca tine? Și apoi vine vremea să vorbească Dumnezeu, dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Citește din Isaia, capitolul 57, unde din nou ni se vorbește despre un Dumnezeu care are perioade în care tace, din diverse motive, este întotdeauna întemeiat, el nu greșește, dar și când el vrea să vorbească, cine ar putea spune lui Dumnezeu, oprește-te. Isaia 57, de la versetul 11. Și de cine te sfiai, de cine te temeai, de nu mi-ai fost credincioasă? De nu ți-ai adus aminte și nu ți-a păsat de mine? Și eu tac. Și încă de multă vreme, de aceea nu te temi tu de mine. Deci uneori tăcerea Dumnezeu interpretată de unii că Dumnezeu nu observă, că este neputincios ca să intervină. Continuăm de la versetul 12. Dar acum îți voi da pe față neprihănirea și faptele tale nu-ți vor folosi. Și atunci să strigi, izbăvească mulțimea idilor tăi, căci îi va lua vântul pe toți, o suflare îi va ridica, dar cel ce se încrede în mine va moșteni țara și va stăpâni muntele meu cel sfânt. Să învățăm de la Dumnezeu, de la înțelepciune, așadar, când să vorbim și când să tăcem. Amin? Să știți că după ce ne-am obișnuit într-un anume fel, nu e chiar ușor să ne schimbăm. Pune-l pe unul din Republica Moldova să vorbească în așa fel încât să nu ne dăm seama că e de peste prut. Puțin probabil să reușească. Oricât de bine ar învăța un maghiar românește, cred că românii se învață maghiare și mai rău sau mai greu, ca să nu-ți dai seama ce origine are. Un om care este învățat să vorbească mult sau unul care se supără și tace, să schimbe stilul, nu e ușor. Da, dar dacă nu suntem într-o condiție bună să rămânem așa? Hai să discutăm mai întâi despre a tăcea. A tăcea înseamnă a te putea controla ca să vorbești chibzuit. A tăcea nu înseamnă muțenie generală, ci doar să aștepți momentul și să găsești modul potrivit de a vorbi. Deschidem Scriptura la 2 Împărați, capitolul 2, unde avem un om mai în vârstă, chibzuit, care instruia pe niște tineri, proroci și ei. 2 Împărați, 2, momentul răpirii lui Ilie la cer, fiii prorocilor, versetul 3, care era la Betel, au ieșit la Elisie și au zis, știi? Și mare pasiune pe om să spună și la altul când știe ceva. Știi că Domnul răpește astăzi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și el a răspuns, știu și eu, dar tăceți. A făcut un alt popas la Erihon. Aceleași cuvinte, același răspuns, știu și eu, dar tăceți. Deci, e important să tăcem pentru a putea vorbi apoi la vreme. Eu cred că Elisei a prezentat scena răpirii lui Ilie la cer. A putut să vorbească despre azi asta, dar nu era momentul atunci. Luăm un alt exemplu. Fapte 15. Aici avem un prim conciliu numit un sfat frățesc, cum vreți. Era disputa pe tema păzirii sau nu a legii de către neamuri. Și scrie în Fapte 15 de la versetul 7, după ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis, și începe discursul până la versetul 11.
Ceilalți au tăcut. Și deja au devenit disciplinați. Stare în care s-au putut tranșa corect lucrurile. Citim din la versetul 12. Toată adunarea a tăcut și a ascultat apoi, adaug eu, pe Barnaba și pe Pavel, că au istorisit toate semnele și minunile pe care le-a făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamului. Deci au adus argumente cum că Dumnezeu în felul acela lucra la neamuri fără ceremoniile legii lui Moise. Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul și a zis. Ce frumos s-au înțeles, cel puțin din faza asta, dar până atunci s-a făcut multă vorbă. Și când au manifestat respect, înțelegere, au știut să tacă, să asculte, au primit lumină de la Domnul. Și apoi în final este scris, ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Părerea lui Iacov, ca o concluzie, s-a impus și a fost înscrisă în acea concluzie a întâlnirilor. Să nu uităm, fiind vorba de tăcere, că sunt și reguli generale de a vorbi, a asculta, a tăcea. Citim Proverbe, capitolul 23, versetul 9. De aici înțelegem următoarele. Citim Proverbul. Nu vorbi la urechea celui nebun, că cel ne socotește cuvintele tale înțelepte. De exemplu, vezi un om beat sau unul care nu are multă minte. Te apuci și îi spui teorii importante, oricum nu reține. S-ar putea, cum spunea Domnul, nu aruncați lucrurile sfinte la câini, la porci, va fi o reacție adversă din start. O altă regulă, Eclesiastul capitolul 10, versetul 20. Uneori acasă ne dăm drumul că doar nu se aude, nu se înregistrează. Eclesiastul 10:20, nu blestema pe împărat nici chiar în gând și nu blestema pe bogat în odaia în care te culci, că s-ar putea întâmpla ca pasărea acelui să-ți ducă vorba și un sol înaripat să-ți dea pe față vorbele. Dar dacă am tăcut? Deci când e ceva ce n-ar trebui să se audă, ar trebui de fapt să nu se spună, mai bine tăcem. Mă amintesc să întreacă și o altă regulă care este disputată în vremea noastră și din ce în ce mai puțin acceptată. Și spune Pavel în Corinteni 14:34, femeile se tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul, cum zice și legea, adică să nu predice, să nu explice scripturile. Au drept să prorocească, să cânte, să recite versuri, dar zic eu, nu o poezie la care se explice doctrină. Același principiu este reluat de Apostolul Pavel în 1 Timotei, capitolul 2, versetele 11 și 12. Probabil că în vremea aceea, în mod deosebit în Corint, s-a tranșat problema. Era un fel de piață. Și apostolul a fost nevoit să stabilească niște reguli. Pentru că, așa cum am zis de la început, e foarte important să știm, să tăcem și să vorbim. Dar, pe lângă aceste reguli generale, de a asculta și de a vorbi când ne vine rândul, de a ști unde și cum trebuie să vorbim, vreau să surprind patru aspecte în care e greu să taci. În primul rând, în ispită. Când ești presat. Zicea David, Psalmul 39, versetele 1 și 2. Ziceam, adică el zicea că o să tacă. Voi veghea asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limba. Îmi voi pune frâu gurii cât va sta ce rău înaintea mea. Am stat mut în tăcere, am tăcut, măcar că eram nenorocit. Și totuși durerea mea nu era mai puțin mare. Îmi ardea inima în mine. Și totuși să taci. E foarte bine dacă poți.
Să ne amintim de momentul acela greu când trimișii împăratului Asiriei au venit la porțile Ierusalimului și au strigat batjocoritor și li s-a cerut de către delegația împăratului Ezechia să le vorbească în altă limbă decât cea evreiască, ca să n-audă poporul care stă pe zid. Dar cu asta a aruncat benzină pe foc. Pentru că ei, de fapt, voiau să intimideze pe toți. Și au strigat în limba evreiască. De ce vă încredeți în Domnul Ezechia? Ezechia a anticipat asta. Și spune Scriptura în cartea a doua împăraților, capitolul 18, versetul 36, poporul a tăcut. Mare lucru. Să poți ținea disciplinat o masă de oameni. Și nu i-a răspuns o vorbă. Căci împăratul dăduse porunca aceasta. Să noi răspundeți. Suntem noi disciplinați. Nu când e vorba să zicem amin și aleluia, atunci să nu ne potolească nimeni. Eu am fost martor undeva într-o adunare, nu spun unde și la cine, că nici nu m-am mai dus altădată, încât cel ce conducea slujba a trebuit să strige, liniște! Astea sunt niște reguli care nu trebuie amintite la fiecare început de slujbă. Oricum, poporul, repet, a fost disciplinat. Și bine au făcut că n-au răspuns. N-aveau cu cine să vorbească acolo. Să trecem în cartea Iov, la stările de acolo și să observăm câtă vorbărie s-a făcut, deși în final se constată că mai bine ar fi tăcut. Iov, capitolul 4, versetul 2. Primul din prietenii lui Iov ia cuvântul. Dacă vom îndrăzni să-ți vorbim, te vei supăra? Și lansează o întrebare. Dar cine ar putea să tacă? Bine făceau dacă tăceau. Au plătit vorbele, dar n-au mai putut să tacă. Scrie tot aici în 13 cu 5, sunt cuvintul lui Iov, dar apoi Dumnezeu face o observație asemănătoare. O, de a fi tăcut, ce înțelepciune ați fi arătat, și asta e regulă generală, iar. Că atunci când tăcem, puțin probabil să părem proști. Deci, în ispită, Doamne, ajută-ne să avem o frâmă la limbă. Ca să ne putem controla. Pentru că, de fapt, asta controlează întreaga ființă și poate întregul mers al evenimentelor mai departe. În al doilea moment sau stare în care e greu să taci, la durere. Surorilor, v-ați văitat când ați născut. Știți că și în Biblie scrie de durerile, de țipetele unei femei la naștere. Bărbații se plâng uneori și de o durere de măsele, dacă e mai acută. Dar nu e vorba numai de o durere fizică. Când te doare sufletul, observați, oamenii care au probleme psihice uneori nu pot să se mai controleze durerea lor, o depresie. Evident, sunt și stări în partea cealaltă, când intră unii în muțenie, vă spuneam, de astfel de duhuri. Dar în durere este important să nu vorbim ușuratic, pentru că supărarea ne împinge la rău. Spune Scriptura în Levitic 10 cu 3, că atunci când au murit cei doi fii al lui Aaron, Moise a spus, de la Dumnezeu a venit focul acesta. Și frumos scrie acolo în finalul versetului, Aaron a tăcut. N-a avut poftă de mâncare, n-a putut să consume jertfa care era atribuită. A fost scuzat, înțeles pentru aceasta. O altă referință avem în cartea a doua a lui Samuel, capitolul 13, iarăși un moment de durere. Tamar, sora lui Amnon, s-a dus să-l servească și nelegiuitul a violat-o. Când a ieșit de acolo, a țipat. A văzut-o fratele ei, Absalom, și spune în versetul 20, taci. Nu te trece cu firea din pricina aceasta. E ușor să spui la altul să tacă, nu? Dar în durere e greu. Când vezi nedreptăți, când cineva te supără, Psalmul 37 surprinde astfel de stări.
Și voi reaminti ideea asta în final, într-un mod mai complet. Scrie aici în versetul 7, taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Nu te mânia pe Cel ce izbutește în umbletele Lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor Lui rele. Deci dacă poți, taci. I-a spus Dumnezeu lui Ezechia când i-a murit soția ca un simbol profetic. Plânge în tăcere, nu te voi ta. Doamne, ajută-ne Tu să tăcem. Ce pe alții ajută numai medicamentele, fă ca Duhul Tău să ne dea puterea necesară. În ispită să tăcem, la durere să ne controlăm, o altă stare la care, sau în care e greu să taci. Să nu comentezi și să nu te împotrivești adevărului. Încă de la copii se observă ispita asta, că e acasă, că e la școală, în familie, într-o dispută, într-o discuție. Citim din Neemia, capitolul 5. Dregătorul a fost sesizat despre unii bogați care ne dreptăsiseră pe săraci, practicau dobânzi foarte mari și săracii erau supraîndatorați. Și dregătorul le dă ca exemplu pe el și pe alții care au făcut favorul acestor sclavi și au răscumpărat și ei să-i robească. Le-a adus argumente. Și spune aici în versetul 8, partea finală, ei au tăcut, neavând ce să răspundă. Dar sunt oameni care vorbesc și dacă n-au ce să răspundă. Deși în mod normal ar trebui să tacă, să-și recunoască vinovăția, să recunoască faptul că n-au avut dreptate, o vom face. În Galateni, capitolul 2, este scris, rezultă aceasta indirect, că Petru, atunci când a fost mustrat de Pavel pentru fățărnicia în care fusese prins și a urmat și Barnaba, nu ni se spune să fie comentat. Scrie că Pavel a stătut împotrivă și a spus, frate Petre, nu-i corect. E frumos să putem tăcea sau eventual să recunoaștem că este așa. Asta e foarte important. Și o a patra situație când trebuie tăcut și aici iar e foarte greu, se spune că e dintre lucrurile cele mai grele. Să taci când trebuie păstrat un secret. În cartea 1 Samuel, capitolul 10, este scris despre Saul și sluga sa care s-au întors de la căutarea măgăriților, între timp trecuseră pe la Samuel și unchiul lui Saul, aflând că au fost pe la omul lui Dumnezeu, îl întreabă, versetul 15, 1 Samuel 10, istorisește-mi dar ce v-a spus Samuel. Saul răspunsul cu lui său, ne-a spus că măgărițele s-au găsit și nu i-a spus nimic despre împărăția despre care vorbise Samuel. Bine a făcut că a tăcut. Sunt oameni curioși, care vor să afle taine ce nu le revin pe drept. Să putem tăcea. Adesea am auzit pe unii spunându-se, ei, m-a întrebat, trebuia să-i spun. Știți ce le-a spus și Iacov la fiul lui întors din Egipt? De ce le-a spus? Că m-aveți un frate. Ei, ne-a întrebat, nu știam ce o să iasă. Acolo nu neapărat era o codificare, un consemn, dar acolo Domnul i-a îngăduit, dar e foarte greu, vă spuneam, ca idee generală, să poți ținea un secret. Nu degeaba se spune că dacă vrei să păstrezi un secret 100%, e bine să nu spui la nimeni. Și atunci moare odată cu tine. În Noul Testament avem o situație în care Domnul a poruncit ucenicilor despre un anume eveniment să nu vorbească. Marcu, capitolul 9, versetele 9 și 10, e vorba de schimbarea la față, de vedenia care a avut loc acolo. Pe când se pocărau ei de pe munte, Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui ce au văzut, până va învia fiul omului între cei morți. Adică sunt anume momente în care trebuie dat o informație. Ei au păstrat în ei lucrul acesta și se întrebau între ei ce să însemne învierea cei între cei morți. Deci Domnul a dat un termen, când vorbească, dar ei nu știau exact la ce se referă acel termen. Evanghelistul Luca surprinde doar partea a doua
aplicativă când zice el în Luca capitolul 9, versetul 36, ucenicii au tăcut și n-au spus în zilele acelea nimănui nimic din cele ce văzuseră. Așadar, să ne ajute Domnul să ne putem controla ori de câte ori este necesar, ca să putem vorbi chipzuit la vreme potrivită. În mod deosebit, să fim atenți în momentele de ispită, de durere, momentele în care trebuie să recunoaștem adevărul, sau când ni se cere să păstrăm o taină. Iată și două exemple. M-am gândit la tăcere pentru bărbați. Ce exemplu ar fi mai potrivit? Și l-am notat pe Domnul Iisus. El a fost desăvârșit în vorbire și desăvârșit în tăcere. Când a fost anchetat, toți vorbeau în jur, inclusiv Petru în aceeași curte. Și spune Scriptura, Matei capitolul 26, versetul 63, Iisus tăcea. N-ar fi știut ce să le spună. Nu putea să-i împacheteze așa cum a făcut-o și altă dată, încât au fost nevoiți să tacă ei. A fost un moment care tatăl i-a spus să tacă. Ca o oaie, ca un miel, oaia tace. Se mirau, de ce tace? S-a dus la Pilat, tăcea și acolo, spune în 27:14, Iisus nu i-a răspuns la niciun cuvânt, așa că se mirea foarte mult dregător. Mie nu-mi vorbești, spune o altă referință în Evanghelie. Și Domnul a vorbit când a trebuit să vorbească. Citim și din Luca capitolul 19, versetul 48, vedeți când vorbea Domnul, cum era. Au trimis la el pe cineva tot ca să-l iscodească mereu, aici a intervenit Domnul și spune, versetul 48, dar nu știau cum să facă, pentru că tot norodul îi sorbea vorbele de pe buze. Deci când un cuvânt trebuia spus ca cineva să-l absorbă, Domnul îl oferea. În rest, tăcere. Scrie aici în versetul 27, după ce au venit să le ispitească cu banul, nu l-au putut prinde cu vorba înaintea norodului, ci mirați de răspunsul lui, au tăcut. Pentru că vorbea după cum tatăl îi spunea. Interesant, scrie în Ioan 6, 60-61, că li s-a părut la un moment dat ucenicilor. Vorbirea asta e prea de tot și totuși n-a greșit. Cum a putut? Vom nota aceasta în concluzie. Iată și un exemplu pentru surori. Estera. Copila, adolescenta, tânăra, regina, care putea să se controleze și să nu vorbească înainte de vreme. Citim în cartea Estera, capitolul 2, versetul 10. Estera nu și-a făcut cunoscut nici poporul, nici nașterea, căci Mardoheu oprise să vorbească despre aceste lucruri. Să stai luni de zile cu fete de vârsta ta, cu oameni care i-ar fi studiat cazierul și să nu vorbească. De unde este? A ajuns regină, 2:20, Estera nu spusese nici nașterea, nici poporul, căci oprise Mardoheu. A fost o chestiune extraordinară în viitor. Ea n-a știut la ce va ajuta asta, dar dacă așa i-a spus Mardoheu, taci și nu spui, a tăcut. Surorilor, dacă v-ar zice soțul, nu vorbești despre asta, sau fetelor, nu spui nimic. Ascultați, tăria ei manifestată într-o altă ocazie, cu ocazia primului ospăț. Estera capitolul 5. Știți, vine la împărat, îl invită împreună cu Haman, și scrie de la versetul 6, și pe când beau vin împăratul Asesterii, care ți-s cererea ta? Ea îți va fi împlită ce dorești, chiar dacă îi ceri jumătate din împărăție o vei căpăta. La o asemenea ofertă să te mai abții? Și din nou tace, zice, vorbim mâine. Să te poți controla despre aceasta altădată. Ode ne-am putea controla când e vorba să fim supărați stare, nu? Până pe poimâine am să spun. Și mânia se topește în două ore, nu în două zile,
Și am scăpat. Să poți să taci. Chiar când ți se cere, atunci când ești rugat, a fost o regină deosebită. S-a putut controla vorbele. Și realizările ei au fost extraordinare. Să trecem la a vorbi, că asta ne place nouă, nu? Ce înseamnă a vorbi? A rosti cuvinte cu înțelepciune, care să fie înțelese și care să fie de folos. Vorba lui Pavel, dacă vorbesc în altă limbă și nu mă înțelegeți, lui Dumnezeu îi putem vorbi când ne înțelege, dar când vorbim cu oamenii trebuie să fie ceva pe înțeles. Nu fie ca la turnul Babel când Dumnezeu i-a făcut să nu se mai înțeleagă. Discutăm în familie, scrie în Geneza 22, versetele 7 și 8, că discuta, copiii sunt interesați, curioși, ce e asta, cum se face, treabă Isaac pe Avram, lipsește ceva, cuțit avem, lemne avem, foc, de asemenea da mielul. Și Avram răspunde, eu chipzuințe, fiule, de grijă asta o va purta Dumnezeu, nu te frământa tu. Îmi place tot din vremea lui Avram răspunsul robului său când s-a dus în Mesopotamia. Geneza 24, versetul 33. L-au poftit, au pus masa, nu mănânc, a zis el, până nu voi spune ce am de spus. Vorbește, a zis Laban. Păi îl dau ca exemplu la unii băieți care scot fete la plimbare, le fac aluzii, mă nu vorbesc, să spună ce vor. Că au un gând de căsătorie sau că doar așa, n-au de lucru și vor să se plimbe, ca să nu zic și alte ispite mai urâte. A vorbit clar, știe toți de ce e acolo. Să fim corecți în ceea ce spunem. Nu ne ducem undeva și tot batem apropouri și numai adevărul nu-l spunem. Dar să vorbim și frumos, așa cum a procedat Boaz, citim din Cartea Rut, capitolul 2. Era un patron, un fermier, mai mulți angajați. Și a observat că e acolo o tânără care nu era din cei angajați de el, a fost informat și spune de la versetul 12, Rut 2, Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut, o binecuvântă pe această tânără moabită. Și plata să fie de plină din partea Domnului Dumnezeului Israel, sub a cărui aripi ai venit să te adăpostești. Și ea a zis, o, să capă trecere în tata, Domnul meu, că și tu m-ai mângâiat și vorbele tale au mers la inima slujnicei tale și totuși eu nu sunt nici măcar ca una din slujnicele tale. Aș fi fost ultima pe listă căreia să-i se adreseze frumos, dar ce frumos aș știu să-i se adreseze. Să ne ajute Domnul și pe noi, amin? Să vorbim nu doar în minții, să vorbim inimii. Luăm ca exemplu și pe Iov, cartea sa, capitolul 29. Omul acesta știa cum să vorbească. 29, citim de la versetul 21. Oamenii mă ascultau și așteptau, tăceau înaintea sfaturilor mele. După cuvântările mele, niciunul nu răspundea. Și cuvântul meu era pentru toți o rouă binefăcătoare. Mă așteptau ca pe ploaie. Căscau gura ca după ploaia de primăvară. Când îi se muia inima, le zâmbeam și nu puteau izgoni semnătatea de pe fruntea mea. Îmi plăcea să mă duc la ei și mă așezam în fruntea lor. Eram ca un împărat în mijlocul unei oștiri, ca un mângâietor lângă niște întristați. În familie, între prieteni, cu colegii, să vorbim frumos. Doamne, dă-ne înțelepciunea aceasta. Să știm cum să răspundem fiecăruia. Asta e foarte important. Dacă vom fi intervievați într-o anumită ocazie, dacă cineva va veni să ne provoace, cum vom răspunde? Pe vremea comunistă știți că se cerea să se respecte orarul. Dacă e slujba de la 6 la 8 sau de la 9 la 12, să nu se treacă peste orar. Și undeva într-o adunare s-au dus vreo două ore mai mult. Și îl cheamă pe un frate din conducere și spune, de ce ați trecut peste program? Și cum știți că Domnul a promis ucenicilor că Duhul Sfânt îi va da, le va da chiar în acel moment ce să spună, i-a venit imediat în minte și a zis,
Știți, tovarășu, noi ne rugăm cu ochii închiși și niciunul nu s-a uitat la ceas. Păi du-te și rugați-vă mai departe, lăsați-mă în pace, cu voi nu mă pot înțelege. Un răspuns înțelept, dat de călăuzirea Domnului. Să citim și din Proverbe, această carte care se referă mult la vorbire, capitolul 10, versetul 32. Buzele celui neprihănit știu să vorbească lucruri plăcute. Aici e un secret. Buzele celui neprihănit, că spunea Domnul că din prisosul inimii vorbește gura. Dacă n-ai înăuntru vorbe frumoase, crezi că se lustruiesc și printre dinți? Nici vorbă, dacă nu sunt lustruite de la sediu. Pe drum nu se fac mai deștepte. Dar gura celor răi spune răutăți. Și tot Proverbe 17:9, cine acoperă o greșeală, caută dragoste. Dar cine pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. Și asta e foarte rău. Și încă ceva aici, să fim atenți la felul în care vorbim lui Dumnezeu sau despre Dumnezeu. Același Solomon scria Eclesiastul 5. Și aici nu-i vorba numai de predică, asta în primul rând, sau de prorocie, a lua cuvântul Dumnezeu și al da drept cuvântul nostru sau al nostru al da drept cuvântul lui Dumnezeu. Eclesiastul 5. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura, să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu. Asta și în rugăciune, numai în seama predicatorilor cade. Pentru că scrie de la versetul 5 să nu faci juruințe ușor. Versetul 6, nu lăsa gura ta să te bage în păcat și nu zice înaintea trimisului Dumnezeu, m-am pripit. Versetul 7, căci dacă este de șertăciune mulțimea visurilor, numai puțin este și în mulțimea vorbilor. De aceea, teme-te de Dumnezeu. Și în acest context, teme-te de Dumnezeu înseamnă, fii atent ce vorbești. Dumnezeu te aude în mod deosebit în spectru religios. Știți, spune Pavel 2 Corinteni 2:17, că cei mai mulți strică cuvântul și pedeapsă. Mai aspră, spune Iacov, vor avea învățători. Dar să fim atenți. În ce promitem, în ce ne angajăm față de Domnul, față de oameni. Și iarăși voi surprinde 3 momente speciale în care trebuie să fim atenți cum vorbim. Situații în care trebuie să vorbim. Când informația salvează pe cineva. Aici mă gândesc în primul rând la mântuire. Au încercat în Fapte, capitolul 4 și 5, să-i oprească pe apostol, să nu mai vorbească. Și dar nu se poate să nu vorbim. A spus Domnul Iisus că dacă tac oamenii vor striga pietrele, cum adică să nu vorbim despre mântuire? Am citit despre un evanghelist care era cazat la un hotel, să spunem, mai de mult erau altfel de popasuri, fapt petrecut cu vreo 200 și ceva de ani în urmă, și în camera alăturată se auzau niște oameni care vorbeau lucruri ușurate, deci jucau cărți, ceva de genul ăsta, și nu putea să doarmă și le-a zis celorlalți, mă duc să le spun despre Domnul, să fie atenți. De ce crezi că te bagă în seamă? Auzi, eu sunt dator să le spun. Am întâlnit un caz în Grecia, un tânăr locuiau împreună cu alții la niște păduri de, niște livezi de portocale, la niște bărăși ceva. Și-a luat Biblia într-o seară și a zis, mă duc la vecinii de baracă să le spun ceva. Acolo locuia o familie și un frate al femeii din acea familie. Și a zis, vreau să vă citesc ceva din Biblie. Nu era predicator băiat. Și femeia a zis, du-te cu Biblia ta de aici. Dar bărbatul s-a zis, da, lasă-l tu să citească, doar e cuvântul lui Dumnezeu. A citit un psalm, ceva de genul ăsta, s-a dus înapoi. În noaptea aia a venit fratele ei beat și de la o neatenție s-a stârnit un incendiu. Ea și cu frate s-au murit și ăsta care a zis, da, lasă-l să citească, a scăpat și s-a pocăit apoi. Când Dumnezeu ne trimite în mod deosebit, să nu tăcem. Știți cazul acelor patru leproși de la Poarta Samariei, despre care vă citesc în a doua împărați, capitolul 7. Scrie în versetul 9, după ce s-au dus, au găsit mâncare, au ascuns
Au zis, nu facem bine, ziua aceasta este o zi de veste bună, dacă vom tăcea, vom fi pedepsiți. Deci după cât de bine este în anumite situații să tăcem, la fel de imperativ este în anumite situații să vorbim. Estera știu să tacă, dar a venit vremea când a trebuit să vorbească. Și a zis Mardoheu, acum tu trebuie să intervii. A riscat, evident, după zile de post, s-a încredințat în mâna Domnului și apelul ei a fost binevenit. Ea care a tăcut în a doua zi a ospățului, a vorbit împăratului despre Haman și lucrurile s-au rezolvat, apoi a vorbit despre pogromul programat de el și s-au scris alte scrisori ca să repare ceea ce se mai putea repara, pentru că nu putea fi anulat după legea Mezilor și Perșilor, dar s-a dat un decret ca să anuleze într-o altă formă lucrarea aceea. Așadar, când e vorba de transmiterea adevărului, să vorbim. Dacă e vorba de a spune o minciună, de a transmite informație care nu este dată nouă, să mergem pe varianta întâi. Sunt opțiuni, a tăcea sau a vorbi. Iată o a doua situație în care trebuie să vorbim. Când trebuie să recunoaștem adevărul, fie înaintea lui Dumnezeu și apoi chiar înaintea oamenilor, când trebuie să ne mărturisim. Dumnezeu oricum ne știe. Trebuie să tăcem, spuneam înainte, când ni se pune adevărul în față. Dar când suntem întrebați asupra adevărului, aici trebuie să vorbim. David spunea, Psalmul 32:3, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele. Când e vorba de a te mărturisi, nu practica tăcerea. Am întâlnit oameni la mărturisire care au spus, frate, de ani de zile por povara asta. Descarcă-te. Ba tot la mărturisire spun unii, aș mai avea ceva de spus. Și din nou le spun, despovărează-te. Că așa suntem creați de Dumnezeu. După ce am păcătuit, să n-avem liniște până când ne mărturisim. Sunt oameni care nu pot să moară până nu-și cer iertare de la cineva. Până nu spun un adevăr, nu pot să se moară ducând taina aceea cu ei în mormânt. Să citim din Marcu, capitolul 3. Avem aici adversarii Domnului Iisus Hristos. Citesc versetul 4. Apoi le-a zis, este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viața cuiva sau să o pierzi? Dar ei tăceau și aici n-ar fi trebuit să tacă. Trebuie să recunosc faptul că Domnul avea dreptate în spusele lui. Tot Marcu 9:33-34. Apoi când e ci vorba de ucenici. Apoi au venit la Capernaum, când erau în casă, Iisus i-a întrebat, despre ce vorbeați unul cu altul pe drum? Dar ei tăceau. Pentru că pe drum se certaseră între ei ca să știe care este cel mai mare. Și trebuie să recunoască. Imaginați-vă că sosește tata sau un slujitor într-o familie și numai cât s-ar fi certat, ar fi întrerupt cearta, nu că ar fi terminat-o. Se întreabă, ce făceați? Apoi făceam mâncare. Dacă Dumnezeu ne surprinde, trebuie să vorbim, să spunem adevărul, gol, goluț. Amin? Și o treia situație când ni se dă dreptul să vorbim, când avem un drept să ne plângem sau când solicităm ajutor. David a fost nevoit să-i spună socrului său, de ce asculți tu vorbele oamenilor care zic David îți vrea rău? Tot nu vrei să înțelegi. L-a găsit într-un moment bun și i-a vorbit. Să citim și din cartea Iov. Pentru a vedea că ni se dă dreptul să vorbim, Dumnezeu ne îngăduie, deși există riscul să greșim când vorbim. Iov 21 cu versetul 3 zicea, lăsați-mă să vorbesc, vă rog, și după ce voi vorbi, veți putea să vă bateți joc. Adică sunt oameni la căror durere nu le mai permite să tacă. Dar ascultați Iov acesta care dorea atât de mult să vorbească și n-a vorbit greșit, doar s-a plâns. El are drept ceea ce i se întâmpla. Spune el în Iov 40,
De la versetul 1 zice Domnul, ești încredințat acum tu care vorbești împotriva celui atotputernic? Tu care mustri pe Dumnezeu, mai ai vreun răspuns de dat? Eu v-a răspuns Domnului și a zis, iată, eu sunt prea mic ca să-ți răspund, îmi pun mâna la gură, am vorbit odată și nu voi mai răspunde de două ori și nu voi mai adăuga nimic. Deci dacă chiar am spus un cuvânt așa în durere, să nu fie poezia prea lungă. Și am vorbit odată, am vorbit de două ori și gata. Am înțeles că atât. Iată și două exemple. Moise. L-am numit omul care vorbea greu, dar care vorbea cu Dumnezeu. El a încercat să se scuze în trimiterea lui pentru eliberarea poporului din Egipt. Doamne, nu vorbesc ușor. Du-te că Aron va fi purtătorul tău de cuvânt. Da. Ce har a avut Moise. Numai Domnul Iisus a fost mai mare decât el sub acest aspect. Să vorbească cu Dumnezeu față în față. Evident, nu față în față să-i vadă fața, dar să se audă unul pe celălalt. Toți ceilalți profeți, în general, au avut mesaje care trebuiau decodate. Ce se înțelege prin vedenia asta? Pe când lui Moise, așa a fost necesar pentru darea legii, Dumnezeu îi spunea ceva concret. Nu era, cum au zis ucenicii către Domnul, acum nu mai spui nicio pildă. Vorbești pe față. Acesta a fost harul lui și vorbea foarte frecvent. Scrie în cartea Exod, capitolul 33. Știți, mai întâi Dumnezeu a vorbit pe munte, dar apoi Domnul îi vorbea din cort, întâlnirii. Exod 33, versetul 9. Și când intra Moise în cort, stâlpul de nord se pogora, se oprea la ușa cortului și Domnul vorbea cu Moise. Și alt exemplu pentru surorii Abigail. Vorbirea femeii înțelepte. Auzi, bărbatul nu știa vorbi nici cu musafirii, nici cu angajați. De bună seamă nici cu ea. Ea, în schimb, s-a descurcat. I s-a adresat cu multă plecăciune lui David. L-a făcut domn de foarte multe ori, ea s-a făcut pe ea roabă, deși în realitate nu așa să te iau lucrurile din punct de vedere social, dar care să-l câștige. A binecuvântat-o David, înțelepciunea ei, și apoi a devenit soția regelui după ce i-a murit soțul. A știut cum să vorbească. A potolit un om nervos, unul nebun. N-a țățat focul, l-a domolit. Să concluzionăm. În ce privește tăcerea, cred că mai întâi trebuie să ne analizăm înaintea Domnului, ca să scăpăm de replici și de vorbe în plus. Dacă ar fi Domnul Iisus, ar tăcea sau ar vorbi? Dacă ar fi vreun înger de față, cum aș proceda? Doamne, ce să fac în situația asta? Spunea Ieremia, omul care s-a plâns și el, citesc din plângerile sale, capitolul 3, de la versetul 26, este bine să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Așa ca Ana altădată. Ce rost ar fi avut să certe toată ziua cu Penina? Este bine pentru om să poarte un jug în tinerețea lui și jugul ăsta comportă și tăcere. Să stea singur și să tacă. Pentru că Domnul l-a pus pe grumaș. Așa spunea Iosif către frații săi, nu voi m-ați vândut, Domnul. Și a reușit să tacă, să se controleze. Sunt mai multe referințe în profeți. Eu vă voi citi doar din Țefania, capitolul 1, unde este scris că înaintea Domnului trebuie tăcut. Și cred că adesea vorbim pentru că nu trăim ca înaintea Domnului. Țefania 1 cu 7, tăcere înaintea Domnului Dumnezeu. Căci ziua Domnului este aproape. Să ne ajute Domnul să tăcem mai mult decât am făcut-o. În ce privește vorbirea, cred că avem nevoie de călăuzirea Sfântului Duh, ca să fie nobilă, să fie, cum spune Pavel în Coloseni, capitolul 4. Dar cum spuneam de la început, asta nu e chiar ușor. În tinerețe și încă tinerețe se poate, cu cât bătrânești, șansele sunt mai mici, ca să scap de niște expresii care nu erau de folos. Vreo 6 luni m-am chinuit. Vorbeam măsurat,
Scrie aici, Coloseni 4:6, vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Știți, spune în proverbe, să răspunzi nebunului sau să nu răspunzi nebunului. Să fii călăuzit. Și în Tit, scrie în capitolul 2, în versetul 8, de vorbire sănătoasă și fără cusur. Mai este până acolo, da? Da, tindem? Sau nici nu mai luptăm? După cum sunt oameni care scriu frumos, parcă ți-e mai drag și ți-e scrisul lor decât în cărți. Știi, manuscrise, opere de artă. La fel, sunt oameni care vorbesc frumos, cum aminteam de Iov sau mai presupusitoate de Domnul. Să ne ajute Domnul și pe noi să tindem spre aceasta. Să ne mai controlăm la vorbe, că cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, spune înțeleptul în proverbe. Dar când trebuie vorbit, să nu tăcem. Doamne, dă-ne priceperea asta. Ajută-ne să nu păcătuim cu limba. Dimpotrivă, să aducem har prin cuvintele care le spunem. Amin.